cutremur pe piața bancară, una din cele mai mari bănci, prezent sublinierea în România, sublinierea a anuncat închiderea afacerilor. Banca franceză Societe Generale are în plan retragerea din cerile din Europa Centrală, sublinierea de este în care nu este în top 3 al cotei de piac. Potrivit Euroscop, sublinierea capital.bg este vorba de sublinierea secerii Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Muntenegru, sublinierea Republica Moldova, scrie Gândul. Surse citate de presa bulgară susțin că OTP este interesat de preluarea activelor Societe Generale în Europa Centrală, sublinierea de est. Un alt potențial cumpărător este American Apollo Global Management, care însă nici nu a confirmat informația. Traian Băsescu intervine în scandalul protocolului se.re.i.parchet, sfaturi pentru Klaus Iohannis, e foarte complicat. Societe Generale este unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare bancare. Având mai mult de 148.000 de angajați, cu sedii în 76 de țări, de serve subliniere de 32 de milioane de clienți în întreaga lume în activități zilnice. BRD Socgen, a treia cea mai mare banc din România, a raportat pentru 2017 cel mai mare profit din sistemul bancar românesc, că subliniere TIG record subliniere I pentru banc. Numire controversată a Viorichii Dencil, eful finanțelor Teleorman, a fost numit vicepreedinte la ANAF, după ce premierul a făcut pe repede la fisc. Principalii indicatori financiari ai BRD Group pe Societe Generale la 31 decembrie 2017, la nivel consolidat, arată un profit net de 1,41 miliarde de lei, în creștere subliniere TR cu plus 85,3 față de anul anterior, a anuncat joi conducerea instituției financiare. Anul 2017 s-a caracterizat prin redresarea creditrii pe fondul avansului creditelor acordate persoanelor fizice cu plus 6,6 sublinierei a celor pentru companii cu plus 0,9 la sfârșit sublinierei lui decembrie 2017. Sublinierea revenirea pe o traiectorie ascendentă a ratelor de dobândă la lei în septembrie, în contextul inflației în creștere subliniere TR. Banca Națională a României a făcut primii pași sublinierei spre normalizarea politicii monetare, îngustând coridorul simetric de 2 ori în 2017, sublinierei merind rata de politic monetar cu plus 0,25 pp, la 2, în ianuarie 2018, sublinierei, din nou, la 2,25 în februarie 2018. În acest context, performanța comercială a BRD a continuat să se îmbunătățească, menționează instituția. În 2017, BRD a produs performanțe financiare sublinierei comerciale foarte solide, sublinierei a obținut rezultate promitoare în demersul de optimizare a experienței oferite clienților, atât prin modernizarea canalelor digitale, cât sublinierei printr-o mai bună calitate a serviciilor.
pe termen mediu, ne vom îndrepta toată atenția spre cre subliniere terea calității experienței sublinierei satisfacției clienților, accelerând investițiile în digitalizare sublinierei continuând să rafineze modelul de business. În acela sublinierei timp, ne vom păstra angajamentul fac de societatea românească, implicându-ne în inițiative sociale semnificative, printr-o serie de proiecte diverse, de la art sublinierei culturi până la inovare sublinierei tehnologie, a declarat Francis Bloch, directorul general al BRD Group Societe Generale.